După înfrângerea suferită în fața celor de la CSEA Vântul Periam, scor 4-2, dumbrăvițenii nu au reușit să se impună nici pe teren propriu. Partida contra Urțișoare a început cu un moment de reculegere în memoria lui Daniel Prodan, care s-a stins din viață la numai 44 de ani în urma unui infart. Pe un teren îmbibat de apă, oaspeții atacă poarta lui Iacob și în minutul 29 reușesc să deschidă scorul. Opriș marchează pentru CSEA Cocoșul Urțișoara. Elevii lui Florin Macavea au încercat să revină în joc, însă nu au izbutit egalarea și astfel Urțișoara intră la cabine cu avantaj. Albiverzii domină repriza secundă, dar scorul rămâne același. În cele 4 minute suplimentare arătate de arbitrul Botaș, Bârsanu vede cartonașul roșu pentru un faul din spate și astfel se fluieră finalul partidei cu un om în minus și scor final 0-1 pentru Cocoșul Urțișoara. Etapa viitoare, ACS Dumbrăvița joacă în deplasare la AS Progresul 1906 Ceacova.